Ședința ordinară de astăzi a fost convocată prin dispoziția domnului primar 450/5/10/2016. O să fac prezența consilierilor. Domnul consilier Ivănșescu Gheorghe. Domnul consilier Vățioiu Benoie. Excepte că sunt delegație. Domnul consilier Ghebuș Ion. Prezent. Domnul consilier Plop Liviu. Prezent. Domnul consilier Artan Adrian. Prezent. Domnul consilier Ghiuș Ioan Jean. Prezent. Domnul consilier Băștic Vasile. Prezent. Domnul consilier Bulagea Florin. Prezent. Domnul consilier Plop Sorin. Desem voit, a fost prezent un exemplu. Domnul consilier Voicu Florin. Prezent. Domnul consilier Baștea Ion. Deci o să apară, nu? Nu știe. E la Bacău. Sunt omul la niciodată. Domnul consilier Bulin Ioan. Prezent. Domnul consilier Farcaș Florin Mihai. Prezent. Și domnul Maga Ilie, delegat sătesc. În primul rând vreau să ne cerem scuze că procesul verbal nu a, de la ședința trecută nu a fost redactat, deoarece a fost scris de domnul secretar și dumneavoastră. Aici o să mă dați voi și nu uitați. Ne citeți. Vă rog pe rândul dumneavoastră să faceți alegeri pentru ședințele de ședință. Da. Domnul consilier Ghebuș. Mai sunt și alte propuneri? Sunteți de acord ca domnul consilier Ivănșescu? Mulțumesc. O să cer permisiunea domnului președinte și înainte de a începe ședința, o să fac câteva lămuriri și clarificări cu dumneavoastră în ceea ce privește desfășurarea ședințelor Consiliului Local de Cotofanești. Trecem pentru o perioadă mai puțin fastă, ca să zic așa. Domnul secretar este destul de bun la el. E într-o situație delicată. Și eu îmi cer scuze pentru că toată procedura de convocare, de punerea materialului la dispoziție, de prezență, ține de secretarul Consiliului Local, care este și secretarul primăriei. Arma dumneavoastră, sper să aveți bunăvoința și să înțelegeți situația. Eu de asta v-am dat dumneavoastră o hârtiuță, să vă treceți numele de telefon, cu nume și prenume, și eu am să vă rog încă o dată să acceptați și convocarea telefonică pe care o voi face personal sau doamna Savin Tatiana. Și cei care doresc, fiind un volum de mult de muncă la primul rând, un volum extraordinar de mare, pentru că avem și cu cadastrarea comunei, avem și cu investițiile care trebuie terminate până intrăm în sezonul rece, nu mai e decât un pas. Adică o lună de zile, cine știe când începe iarna, dacă o să ne păsuiască până în decembrie, avem ne păsuim și avem și cu banii de liceu, deci pe toate compartimentele, volumul de muncă este extraordinar. Și pe achiziții și pe asistență socială, pe secretaria, ceea ce vă spuneam, pe contabilitatea raportului cu investițiile, pe agentul agricol și pe inginerul agricol cu cadastrarea comune, pe caserie și pe celălalt cu operatorul de loc, cu matriculări, cu corectarea de taxe și impozite, cu bunoare, cu avisul Vasus, este un volum extraordinar de muncă, mare de muncă, și noi încercăm să-l acoperim cu oameni care se termine și suntem sub schema. Noi suntem pe 26 și în total suntem 28 poliția locală. Și o să vă convoc telefonic, dar asta nu înseamnă că nu veți primi, când veți veni la ședință, veți avea convocatul înscris pe care să îl semnați. Ceea ce privește materialul de ședință, în ceea ce discută la ședință, cei care sunt interesați, că nu este obligatoriu. Mai cine dorește, nu forțăm pe nimeni să citească material. Cine vrea să citească, dacă nu, când vine atunci, în cazul ședințelor, are timp să-și tăceară clarificări, lămuriri, știu eu, tot ce mai dorește dumnealor, din domnul consilier, să mai veniți pe la primărie. Dar asta o mai putem discuta. Și dacă nu ar fi solicitări multe de a solicita materiale înainte, poate o să reușim să facem, să vă punem la dispoziție materiale. Sau înainte de ședință puteți veni pe o oră. Un alt lucru la care apelez la dumneavoastră. Punctualitatea. Vă rog foarte mult. Haideți să fim punctuali. Dumneavoastră, puteți să începeți ședința fără mine. Prezența mea la ședință nu este obligatorie. Uitați-vă în legea 12. Eu nu trebuie să vă convoc prin dispoziția plenarului și să pun în dezbatere punctele care necesită a fi prezentate pe ordinea de zi.
Dar eu, de când sunt la primărie și sunt de câteva mandate, țineți foarte bine minte că la omnistii la ședință s-a fost și punctual. Nu știu, cu excepție o dată sau de două ori, nu dau o excepție de investiție. S-au plecat. Dar vă rog, dumneavoastră, cei care sunteți pe comisie, nu veniți cu jumătate de oră înainte, veniți cu o oră pentru faptul că atunci când sunt multe puncte de discutat, sunt și pe Comisia Economică, și pe Comisia de Învățământ, și pe Comisia Juridică, și pe Comisia de Cultură Sport. Și atunci nu are cum să înceapă și educare pentru. Veniți comisiile înainte să vă faceți treaba cu o oră și noi putem să începem, domnule, măcar în sfertul academic, începem la 2, începem la 2 și un sfert, începem, dar nu începem la 2 jumătate sau la 3. Vă rog din suflet să faceți lucrul ăsta și măcar să asigurăm vorum, jumătate plus 1, când e ședință cu puncte care nu necesită două treimi, că la votarea bugetului a domeniului public acolo trebuie prezentă a două treimi din consiliu, în rândul dumneavoastră. Deci vă rog în suflet să înțelegeți situația și să ne conformăm cu unui program și a unui calendar, dacă vreți, pe care să achiesăm toată lumea la el și bănuiesc că n-am cerut lucruri care sunt imposibile. Atât vreau să fac niște mențiuni și clarificări. A, și poate domnul secretar v-a zis, până pe data de 15, să fii, deci dumneavoastră trebuie să prezentați, să participați la o ședință, să prezentați două procese verbale, deci fiecare comisie, ca să putem face pontaj. Deci până pe data de 15 un proces verbal, iar după data de 15 până pe 30, celălalt proces verbal. Acum nu vă ascund faptul și nu e niciun secret din asta, pentru că e o chestie să fim transparenți. Aproape că suntem prin singurele consilii locale care plătim trei ședințe de consiliu, de consilier pe lună. Asta ca să deci să aveți participarea la ședință și două procese verbale pe comisie. Acel altul consiliu îți plătești o ședință. Dar astea așa. Bine. Atunci putem începe, da? Da. Deci a fost convocat la ședința Consiliului Local, la care se propune următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contactării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 460.000 lei pentru asigurarea cofinanțării la investiția modernizare drum comunal DC117 și drumuri locale Comuna Coțofănești, județ Bacău prin PNDR. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul 3-2016. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al comunei unui teren instabilan în categoria arabil, în suprafață de 1446 m². Punctul 5. Probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu proiectul ordinii de zi. Da. Mulțumesc. Atunci dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiect de hotărâre la punct. Mulțumesc, domnul președinte. Raport de specialitate. În anul 2015, GOAT Coțovănești a semnat cu MDRAP contractul de finanțare cu numărul 10.097 din 9.06.2015 și actele adiționale numărul 11.740 din 25.08.2015 și 15.448 din 3.11.2015, în care în afară de cofinanțare proprie, ni se alocă întreaga sumă necesară finalizării obiectivului de investiții, modernizare, drum comunal DC117 și drumul local Comuna Coțofănești, județ Bacău, investițiile realizate cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală sub măsura modernizarea satului românesc. Având asigurate fondurile guvernamentale, trebuie să asigurăm și noi contribuție proprie, cofinanțare pentru a putea finaliza în acest an această investiție conform hotărârii Consiliului Local numărul 2 din 18.01.2016. Valoarea totală actualizată a investiției este de 5.428.793 lei cu TVA, din care 4.780.59 lei cu TVA de la bugetul de stat și asta e în bani vechi, în RON. Și 748.214 lei cu TVA de la bugetul local cu finanțare. Adică dacă vreți să ne raportăm la banii vechi, investiția totală se duce la 54.287.793 cu TVA, din care 47 de miliarde 805.800
47.805.890 lei cu TVA de la bugetul de stat, iar partea noastră de cofinanțare este de 6.482.740 lei de la bugetul local cofinanțare. Deoarece bugetul local de acesta nu poate asigura cofinanțarea pentru finalizarea investiției, se impune contractarea unui împrumut intern în valoare de 4.760.000 lei, ca să mergem în bani, cu rambursare în 60 de luni, adică în 5 ani, și posibilitate de rambursare anticipată fără penalizare. Foarte important. Menționăm că anterior, în urma discuțiilor cu Banca Transilvania, pe hotărârea Consiliului Local numărul 47 din 31.08.2016, s-a aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 200.000 lei, sumă care era insuficientă și cu dobândă mai mare de 8,5%. La momentul actual, în urma discuțiilor cu Check Bank, ni se vor acorda 460.000 lei cu o dobândă de 5%. Vă rugăm să analizați și să dispuneți. Materialul este făcut de doamna Niftoade, doamna referent la achiziții publice, și acum o să dau citire și hotărâre proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 460.000 lei pentru asigurarea cofinanțării la investiția modernizare drum comunal DC117 și drumuri locale Comuna Cuțăunești de Subacopii PNDL. În temeiul prevederea articolul 36 alinia 2 și 4 litera B, articolul 45 alinia 2, articolul 63 alinia 1 și litera C și alinia 4 litera C, precum și articolul 115 alinia 1 litera B, alineat 3, alineat 5 și alineat 6 din legea administrației publice locale numărul 2015-2001 republicată, având în vedere prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 4 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale hotărârii Guvernului numărul 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederea articolului 41. Alineat 4 din legea numărul 24/2000, cu normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare prevederea articolului 9.8 din Carta Europeană a României Locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199/97, ținând seama de prevederea articolului 942 și următoare din Codul Civil referitoare la contracte sau convenții, luând act de, la punctul A, referatul de aprobare prezentat de către primarul UATE Comuna Cuțăunești, în calitate sa de inițiator în registrațiul numărul 4721 din 5.10.2016. Punctul B, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub numărul 4719 din 5.10.2016, punctul C, precum și raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnică economică a fost aprobată și actualizată prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 18.01.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat la data de 01.01.2016, reprezentând noua valoare a investiției compusă din valoarea executată și valoarea rest de executat cu TVA 20% pentru investiția modernizarea drum comunal de DC117 și drumul local Comuna Cuțăunești de Ciubacov prin PNDR. Consiliul Local al Unității Administrative Teritoriale Locale Comuna Cuțăunești adoptă prin hotărâre la articolul 1. Se aprobă, adică în proiect de hotărâre, se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 460.000 lei cu o maturitate de 5 ani, adică 60 de luni, ce spuneam mai înainte. Articolul 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru asigurarea cu finanțării necesară realizării investiției publice de interes local, modernizarea drumului comunal, DC117 și drumuri locale Comuna Cuțăunești de Subacop, prin care beneficiază de finanțare prin PNDL.
Deci acești bani nu pot fi folosiți decât la investiție, dar cu investiție directă, cu adresă directă către această investiție, sau în cazul în care rămân și nu-i folosim de la această investiție, ceea ce nu cred că se va întâmpla, vor fi folosiți tot numai la investiții. Nu poți să duci nici la salarii, nici la cheltuieli materiale, nici la cheltuieli curente, nicăieri în altă parte. Articolul 3. Din bugetul local al UAT locală, Comuna Coțocănești, se asigură în integral plata. A. Serviciu anual al datoriei publice locale. B. Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiție de interes local mai sus menționat. C. Alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1. Articolul 4. Aliniat 1. Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credită, în speță eu, are obligația să publice pe pagina de internet a UAT locală a Comuna Coțocănești următoarele date. Punctul A. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumutului Locale, precum și orice modificări și sau completări ale acesteia. La punctul B. Valoarea finanțării rambursabile contractate. La punctul C. Gradul de îndatorare a UAT locală Comuna Coțocănești. La punctul D. Durata serviciului datoriei publice cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile. La punctul E. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecare finanțări rambursabile. La punctul F. Plățile efectuate de fiecare din fiecare finanțare rambursabilă. La articolul 2. Datele prevăzute la aliniatul 1 se actualizează, adică datele cu subpunctele AB până la F, se actualizează și în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat sub sancțiunea prevăzută de lege. Articolul 5. Se împuternicește primarul Comunei Coțocănești, Olariu Viorel, domiciliul sat Coțocănești, Comuna Coțocănești, județul Bacău, care se disciplinea de o carte de identitate CNP, să negocieze și să semneze numele și pe seama Comunei Coțocănești contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractate și orice alte astfel documente modificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern. Articolul 6, aliniat 1. Garantarea finanțării rambursabile se va face cu veniturile proprii ale Comunei Coțocănești. Cuantumul veniturilor care Comuna Coțocănești va garanta anual va fi egală cu obligațiile de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor referitoare la această finanțare pentru anul respectiv. La punctul 2. Serviciul datorii publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale guvernului și acesta va fi plătit din bugetele locale și sau împrumutul pentru refinanțarea datorii publice locale. Deci nu guvernul va plăti datoria noastră, ci o vom plăti noi din bugetul local sau din refinanțări din reîmprumut bancar. Articolul 7. Cu aducerea la îndeplinirea prezentului hotărâri se însărcinează primarul UAT locală Comuna Coțocănești. Articolul 8. Cu data prezentă se abrogă hotărârea locală numărul 47 din 31.08.2016. Era vorba de acel împrumut în care era numai 2 miliarde de la Banca Transilvania. Deci se abrogă acea hotărâre și mergem pe hotărârea actuală. Articolul 9. Prezenta hotărâre se va comunica prin intermediul secretarului UAT locală Comuna Coțocănești în termenul prevăzut de lege primarului comunei UAT locală prefectului județul Bacău și se aduce la conștiință publică prin publicare pe pagina de internet www.comunacoțocănești.ro. Acum, ședințele fiind și publice, cine intră pe internet le poate vizualiza și audia. Și poate să fie la curând, în afară de asta, mai avem și casete la fiecare domn. Și mulțumim cu această ocazie, dar avem o distință, doamnă, aici, care reprezintă televiziunea Unește, am uitat cum îi spun. Exclusiv TV. Exclusiv, deci numai la exclusiv de mai apărea TV. Și mulțumim că este aici nostru, doamna asociat domnului Eugen, care dumneavoastră a preferat să meargă în zona de munte. Dar noi ne bucurăm că am ieșit doamne mai mare niciodată. Și vă rugăm să fiți mai prezentă în rândul nostru, că băieții ăștia îți doresc dacă dea și femei numai bărbați. Păi, ce femei frumoase aveți aici. Ce femei frumoase.
Mulțumesc. Asta e un compliment în direct, așa că nu trebuie să nimeni de lucru. Da, dacă, domn președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat onoarea de a citi. Da, spune materialul și întrebați pe domnul consilier dacă dumneavoastră sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Nu, dacă au ceva nelămurit. Dacă ceva nelămurit, pentru că... Dobânda, dobânda de 5% e fixă sau e variabilă? Nu, această dobândă este fixă. Și asta e bun. Și am specificat. Deci, mergem încă o dată acolo, împrumutul la Transilvania era de 2 miliarde de bani, de bani. Așa, între care dumneavoastră era 2,5. Da. Acum, cu noua lege a achizițiilor publice, în care venim de pe SEAP, am dat pe SEAP și în momentul în care noi nu luasem împrumutul, la timpul ăla cercul nu afișase de bine. Da. Sau era mai mare. Doamna ne poate da mai multe la doamna Manuela vorbesc. Dobândă este de 5% în condițiile în care luăm 4 miliarde și 600 de milioane. Deci partea noastră de poftim. Și nu mai e angajat. Poftim? Împrumutul nu mai e angajat. Da, da, pentru că, în primul rând, am prezentat un... Da, da. Noi vom angaja cu microbuzul școlar și cecul. Și cecul cere. Asta e un lucru care e normal, e firesc. Dumnealor își au niște măsuri de precauție. Dar fondul de garantare ne garantează în punct, fondul de garantare al statului român, al guvernului român, ne garantează. Adică ne dă voie să luăm acest împrumut, fondul de garantare, ne fiind un împrumut mare, pentru că se raportează la, la veniturile încasate pe ultimii 3 ani UAT-ului Coțiuprești, al primăriei Coțiuprești, și în funcție de aia îți dă plafonul. Nu poți duce mai sus decât poate să se... În condițiile astea înțeleg că s-a acoperă toată suflarea de nevoie. Nu mai rămânem descoperiți când ne dea nouă 2 miliarde, noi aveam nevoie de aproape 5. Un lucru bun și lucru cel mai bun de la 8,8 la 5 este o chestie cu totul și cu totul deosebit în care... Și totul e fixă, nu... Sumă fixă. Și mai e o chestiune care este foarte bună și noi așa am procedat și am făcut anterior. Doamne, scuzeți. Da, nu o să răspund. Nu e elegant, dar nu o să răspund. Dumneavoastră știți că la împrumutul anterior care l-am avut... L-am achitat anticipat. Și puteam achita anticipat fără să plătim dobânda pe 5 ani. Pe 5 ani. Știți că atunci când facem împrumut la ei, ei spune, doamne, vrei să închiți anticipat, dar nimeni mi-a dobânda la ca și cum mi-ai dat bani în 5 ani. Sau îți percepea un contract. Noi am prevăzut, noi prevedem un contractul ăsta, deja am avut discuții, așa am avut și cu Transilvania. Am închisat înainte, fără să, să mai plătim comisionul la cele 60 de luni, la cele 5 ani de zile. E un lucru extraordinar. Nu, dar cine nu citește bine aceste contracte și mai ales cu băncile în ziua de azi, să nu te pui. Că nu-i depus. Da. Le mai pus o leacă la punct acum. Și ieri și la verile am mai găsit câteva ribii, chiar în seara. Comisia Economică favorabilă. Sunteți de acord? Da. Dar nu au completat ce rugăminte. Am făcut așa un calcul și văd, deci contractul, valoarea contractului 1.200.000 euro, 1.200.000 euro mai exact. Nu, nu, nu. Nu mai contabil. A tuturor, cheltuie la toată. Nu, e celălalt 2 miliarde, nu aveți unul. Da, nu, nu, da, dacă transformat în euro, 1.206. 1.206 euro. Da, cât o haideți, rugăminte, să punem un pic de accent de caritate. Adică, la ce mă refer? Vedeți, nu vreau să reproșez nimeni nimic, dar sunt o groază de podieții făcute în aiurea și degeaba. Nu, dar asta am discutat. Stați un pic. Haideți, eu, dumneavoastră aveți dreptate. Haideți, vă spun. Haideți să spun o chestiune. Noi trebuie să, discutăm și să ne implicăm atât cât ne duce, cât ne pricepe noi și în funcție de competențele noastre. Eu, de exemplu, ca și jurist, nu mă pricep pe partea de construcție. Nu mă pricep ca lumea. De asta vă spun că totdeauna, la o investiție mare, am un dirigent de șantier care este foarte riguros în ceea ce face. Deja avem probleme cu ei. Adică, constructorul este nemulțumit datorită dirigentului de șantier. Acest dirigent de șantier are o facultate de construcții și are atestat în construcție. Nu pot să mă bag peste ăla, știu mai mult ca el. Bun, în afară de asta, avem o comisie de recepție care vin și cei de la drumuri naționale, de la Direcția de Drumuri Naționale, da, am zis bine. Comisia este formată și de un reprezentant la prefectură, este formată și un reprezentant la Consiliul Județean. Deci, nu-i lăsăm de capul lor. De exemplu, hai să vă dau un exemplu. Dumnealor, când au licitat, n-au fost atenți pe caietul de sarcini, că era piatră de mană. Și piatra asta care o duce, o duce numai la mană. Și piatra asta spate.
Și au venit că s-au păcălit, au zis că nu au fost atenți, ca să aduci piatra doamna la mamă și pentru drumul ăsta, că are puțină desfășurare, ca să nu zic foarte multe pe două sate, ca să o duci doamna la mamă și o aduci vagonabil și cu aia, costul este extraordinar. Și ei au cerut modificarea soluției, la care dirigintele chiar mi-a plăcut, a luat poziție, de data asta, de regulă diriginții se mai dau cu constructorii. Așa e treaba. Asta, acest tip este, am spus, un tip riguros, un tip care vrea să-și are o carte de vizită bună și vrea să mai câștige o dirigenție de șantier. Un tip de la Bacău, e foarte legist și e aplicat pe probleme. Și de asta, cu poturile, da, dar sunt făcute. Am venit la Borșan cu modificări, am modificat soluții la Borșan, am modificat soluții multe acolo. De exemplu, la Jean, la, în față, acolo era prevăzut cu șanț. Am prevăzut, am schimbat cu dale, pierd cu... Da, am văzut, nu. Deci am schimbat tot. Și tot mai sunt. De exemplu, acolo am venit, acolo intra apa pe ulița aia și ieșat mă la doamna Dregana, profesoară. Oamenii erau inundați, acum vă închipuiți-vă, venim toată apa, pe șans betonat, nu mai absorbea pământul deloc. Și vine tu din sus, din vârful dealului la Borșan, pe la Nucii Luțandră. Venea cu o viteză, toată apa aia a furat pe uriță la Drăgan și ieșea pe la Dorul Muric. La Hombă. La Hombă. Rupeam drumul, făceam, dar inundam pe aia din Palagelul Mugureanu, îi făceam praf. Și atunci eu am venit, am zis, domnule, trebuie să schimbăm soluția. Ei veneau acolo, soluția era întreruptă. Apa ducea pe acolo. Și am venit iar cu șanț cu dare, pietonat. Și acum oamenii iar nu se mai duce apă deloc la ei. Pe la Jean, pe acolo, pe la Jean, pe partea de apă, pe la gelul de acum. Am venit și ne ducem cu aia și ducem apă exact cum am părâu la ghicele primar înapoi. Deci am schimbat foarte, foarte multe soluții. Poduri care nu erau prevăzute, le-am prevăzut. Cele care nu erau făcute, le-am redimensionat. Singura chestiune, dacă e să găsim la Borșan ce nu e în regulă, podul de la trecere de la vicele primar este foarte mult. Acela trebuie redimensionat. În rest, lucrez cu oameni. Și totdeauna m-am aplicat asupra problemelor oamenilor și durențelor oamenilor. Dar acum am o plângere la Gina Gurea, acolo că spune care intra apa. Deși i-am spus, Gina, când plouă, vedem, pentru că șanțul, șoseaua este înclinată spre zară, în partea cealaltă. Și avem șanț pe partea cealaltă. Dacă, într-adevăr, o să fie afectată, pentru că aia este diferență de nivel este mai mare, o să venim și acolo cu șanț de ăsta, cu pavele, cum se numește șanț de alanile ăsta. Adică vrem ca să nu deranjăm oamenii sub nicio formă. Am făcut pod de intrare și acolo, pe la Costel Lung, la Bile, cum zicem noi, pentru exploatățile agricole. Pod în partea cealaltă, dar Torino aici, în trecem, iar facem pod de intrare. Nu, dar oamenii trebuie să facă pod la dumneavoastră acolo, la mea. Și acolo unde sunt de interes public, local, când merg la proprietățile agricole, când merg nu știu unde, le facem noi, deci nu erau prevăzute. Am schimbat foarte multe soluții, de aia sunt zi Borșan. Nici nu trebuie nici săptămâna asta și probabil nici cealaltă. După aia ne mutăm cu coțufane și luăm la mână totul și acum nu se mai ivesc probleme, revenim cu schimbare de soluție. Nu se face nimic fără schimbare de soluție, să fie de acord dirigintele, proiectantul și constructorul. Bineînțeles cu postul. Am mai renunțat într-o parte la anumite chestiuni, am compensat în altă parte. Am mai avut și renunțări de, de șansă. Deci, la urmă, va trebui să fie toată lumea mulțumită. Nu e mulțumită, fiecare om, în timpul execuției, are dreptul să vină să spună nu-mi place ce ai și nu-mi place. Dar în ceea ce privește chiar calitatea, nu mă pricep nici una să nu crezi. Nu, mă refer la... La chestiunile astea de suprafață, da. Acum, la calitate, nici nu pot să-mi dau părerea... Acolo, ei iau și... Calitatea betonului. La betonul, iau probe de laborator, iau toate astea, să pun la unul ăsta. Absolut. Toate podurile astea sunt numerotate și sunt pe schimbări de soluție. Dar toate, nu există niciun. S-a greșit, nu putem să le luăm capul. Am văzut acolo la Bune, la Buzău, când... făcut podul sau de rămâne la mărgine. Nu era Tatăl Băsescu. Da, despre asta e vorba. Eu, echipuiți-vă că vreau cu pădurea din Suția să o lucrare de calitate. Eu cred că sunteți mulțumiți de lucrarea de la Bâlca, cu excepția priporului Mazăre. Ești o renumit prea
dar în rest șoseaua după 5 ani de zile, 6 ani de zile, se comportă foarte bine. Se cu excepția la vârf acolo la Mazăre, pentru că a fugit-o acolo, că a turidificat terenul cumva de jos din părău la deal, nu avea ce să iei acolo. Dar în rest el, și în condițiile în care s-a cărat cu tonaj greu, bâncai cea mai folosită, arteră de circulație. Care de circulație, camioane mari și aia, și se comportă foarte bine. Sper că ăstea nu se prezinte mult mai bine, pentru că pe aceste, în aceste două sate traficul este mult mai redus. Este destul de redus. Deci dacă mai sunt vreo multe întrebări referitor la atunci sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Da, mulțumesc. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2016. Dă cuvântul domnului primar. La de punctă de ce trebuie să mă acasă întrebări și pe asta, în modul bancar cu trebuie neapărat. Da. Noi țipă eu sunt gata cu trebuie să îmi dat bine. Da, la punctul 2. Expunerea motivele privind execuția bugetului local pe trimestrul 3 2016. În cont de referatul compartimentului de specialitate numărul 2, de cauza se treacă, nu scuzați, din 2016 de prevedere în legea numărul 273 de 2006, privind finanțele publice locale, avem obligație și să aprobăm execuția bugetului local trimestrial pentru anul în curs. Din referatul prezentat de urma centralizărilor din contabilitate, se observă că la sfârșitul trimestrului 3 2016 au fost realizate următoarele. Venituri realizate. Aici o să fie în rol, ca să știți. 5.020.296 RON. Cheltuieli, secțiunea funcționare. 2.642.083 lei. Cheltuieli, secțiunea dezvoltare. 2.170.501 lei. Excedent. Să dispară bine. 207.712 lei. Deci e foarte mic. Are și excedent. Acestea sunt sumele primite, încasate și cheltuite până la sfârșitul trimestrului 3 și rog Consiliul Local al Comunii Cotroveni să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Acum o să vin și o să detaliez cifrele realizate. Sunt foarte multe, dar totuși o să le prezentăm. Raport de specialitate, subsemnat de Comunia Contabilă la Comunii Cotroveni de Subacor, în vedere legea numărul 277/2006 privind finanțe publice locale. Legea numărul 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 rog a aprobat în ședință ordinară a Consiliului Local contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul 2/2016 și pe cum urmează. Contul de execuție de venituri și cheltuieli al Comunii Cotroveni pe trimestrul 3/2016. Partea de venituri, deci capitolul 1. Denumirea veniturilor. Venituri. Impozit venit transfer imobil. Prevăzut 7.000 RON în RON, să fie realizat 4.754. Cote de farcote din impozitul pe venit 1.125.000 lei, realizat 9.421 lei. Sume alocate pentru echilibrare 404.500 lei, realizat 434.3 lei. Impozit din clădiri persoane fizice 25.000 lei, realizat 23.158. Impozit pe clădiri persoane juridice 35.000 lei, realizat 31.908 lei. Impozit pe teren persoane fizice 37.000 lei, realizat 66.658 lei. Impozit teren persoane juridice 1.000 de lei, realizat 656 lei. Impozit teren extravilan 182.000 lei, realizat 2.348 lei. Alte impozite și taxe pe proprietate 29.060 lei, realizat 18.182 lei. Impozit transport persoane fizice 38.000 lei, la prima e prevăzut, la a doua realizat. Realizat 26.739 lei. Impozit mijloace transport persoane juridice 2.000 lei, realizat 1.507 lei. Alte taxe pe utilizarea bunurilor 4.000 lei, realizat 7.448. Alte taxe și impozite fiscale 1.000 de lei, realizat 94. Revenituri din prestări servicii 16.000 lei, realizat 9.041.
Taxe extrajudiciare de timbru, 4.000 lei realizat 3.131, venit din amenzi și alte sancțiuni, 60.000 lei realizat 47.994 lei, alte amenzi penalizări confiscări, 43.000 lei realizat 31.094, taxe speciale, 106.000 lei realizat 85.237 lei, sume provenite din finanțarea anilor prevenenți, anilor precedenți, pardon. N-am prevăzut nimic, am realizat 681 lei. TVA pentru finanțare învățământ asistență socială. 1.793.000 lei, realizat 1.685.000 lei. TVA pentru finanțare drumuri. 14.000 lei, realizat 404.000 lei. Acum chiar mă scuzați că trebuie să răspund la telefonul ăsta. Alo? Ți se fac într-o președință de Consiliu. Rămâne pentru mâine. Bine, bine, te pup, pa, 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 pa. Subvenții de la bugetul de stat. 3.910.000 lei, realizat 1.976.997 lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, locuințe cu lemne și cărbun. 10.000 lei, realizat 4.985 lei. Finanțare programului național de dezvoltare locală. 3.900.000 lei, realizat 1.972.012 lei. Asta e partea de venituri. Partea de cheltuieli la volumul 2. Capitolul 51. Autorități publice locale. Cheltuieli de în totalitate. 823.560 lei, realizat 797.757 lei. Dintre care, cheltuieli de personal 583.560, realizat 576.092. Cheltuieli materiale. 240.000 lei, realizat 221.764 lei. Alte, la capitolul 54.02, alte servicii publice generale. Cheltuieli materiale. La alte servicii publice generale este de 40, total 40.500 lei, la realizat 21.409 lei, chiar dintre care cheltuieli materiale 40.500, realizat aceeași 21.499. Capitolul 56.02, transferul caracter general, total 70.000 lei, realizat 70.000 lei, protecția copilului 70.000 lei, închidem 70.000 lei. Capitolul 61, apărare și ordine publică, 102.000 lei, realizat 81.990 lei, dintre care cheltuieli de personal 90.000 lei, realizat 76.684 lei, cheltuieli materiale, poliție comunitară, 12.000 lei, realizat 5.235 lei, capitolul 66, învățământ preuniversitar, cheltuieli de personal, în totalitate, 1.525.000.000 lei, realizat 1.201.015 lei, dintre care cheltuieli de personal, 1.296.900.000 lei, realizat 1.093.402 lei. Cheltuieli materiale 189.100 lei, realizat 102.663 lei. Cheltuieli asistență socială 229.000 lei, realizat 4.950. Capitolul 67. Cultură, recreere, religie. Total 65.000 lei, realizat 46.603 lei. Dintre care cheltuieli de personal 45.000 lei, realizat 36.991 lei. Cheltuieli bunuri și servicii. Prevăzut 20.000 lei, realizat 9.612 lei. Capitolul 68.02, asistență socială. Total 209.000 lei, realizat 198.281 lei. Dintre care indemnizația asistență personal 190.000 lei, realizat 187.446 lei. Ajutor încălzire cu lemne, subvenții 10.000 lei, realizat 4.835 lei. Ajutor urgență prin hotărâre de Consiliu Local 9.000 lei, realizat 6.000 lei. Capitolul 70.02, servicii de dezvoltare publică. Total 170.000 lei, realizat 148.469. Cheltuieli bunuri, din care cheltuieli bunuri servicii 1.170.000 lei, realizat 148.469 lei. Capitolul 74.02, protecția mediului.
70.000 lei, realizat 47.590 lei. Din care cheltuieli bunuri și servicii 70.000 lei, realizat 47.590 lei. În capitolul 84.02, transporturi, cheltuieli materiale, transporturi în totalitate 57.000 lei, realizat 28.950 lei, cheltuieli materiale 57.000 lei, realizat 28.950 lei. Total cheltuieli funcționare 2.180.600.000 lei, realizat 2.642.083 lei. Cheltuieli dezvoltare, venituri plus cheltuieli de funcționare 260.000 lei, realizat 20.712 lei. Excedentul este de 207.712 lei. La capitolul cheltuieli la secțiunea dezvoltare, adică pe partea de investiții. La capitolul 5102-0271, autorități publice, 40.500 lei, realizat 40.488 lei. La capitolul 6502-71, învățământ, 10.000 lei, realizat 0. Capitolul 6702-71, cultură, recreere, religie, nu avem de văzut nimic. La capitolul 70.02.71, servicii de dezvoltare publică, gospodărie comunală, 100.000 lei, realizat 58.607 lei. La capitolul 64.02.71, drumuri și poduri, prevăzuți 4.120.000.000 lei, realizat 2.071.405 lei. La cheltuieli dezvoltare, venitul plus cheltuieli funcționare este de 4.270.500.000 lei, realizat 2.170.501.000 lei. Acest material este reprezentat de doamna contabilă și proiectul de hotărâre cu partea de motivație legală, motivare legală și preambulul legal, propun pentru articolul 1, se apropie contul de execuție de venituri și cheltuieli al comunei Bozoului, că 503, după cum urmează. Deci, cifrele pe care le-am prezentat eu se repetă încă o dată. De aceeași chestiune nu e nimic deosebit. Partea de venituri, partea de cheltuieli și vine partea de cheltuieli pe investiții, că la investiții le-ai pus să ai venituri. Ai numai cheltuieli. Da, despre asta era vorba. Vreau să aveți în amalgamul ăsta de cifre, credeți că nici eu n-am reținut. Merge ce v-a zis la tine. Da, vă rog să mă scuzați. Da, între timp puteți să discutați dacă aveți. Acum, dacă sunt probleme, întrebări referitor la proiectul de hotărâri privind aprobarea contului de execuție bugetară. Comisia vizează favorabil. Deci înțelegem că nu sunt cheltuieli pentru investiții în evenimentul de rectificare, ci dintr-un buzunar intern. Da. E treaba să da. Ce alte neclarități probleme? Deci atunci supun pe aprobare proiectul de hotărâre, dacă sunteți de acord. Da. Atunci, când vine domnul Sumar, o să trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Da, n-a fost asta? Nu, a fost aprobarea contului de contului execuție. De execuție. Întâi contul și acum vine rectificarea. Și rectificarea e tot în buzunarul la ucet. Asta este problema. Da. Deci dăm cuvântul domnului primar ca să prezinte proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Da, înseamnă ca să treacă tot legal. Bugetului local. Deci punctul 3, da? Da. La punctul 3, referați observarea numeiului contabilului Comunei Buțovănești, județul Bacău, în vedere legea bugetului de sat numărul 339/2016, prevederile art 19 alinia 2 în legea numărul 273/2016, privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, având în vedere achitarea unor comisioane de analize și de acordare a unui împrumut intern pentru finalizarea modernizarea de 1870 unului locale Comunei Buzovenei, județul Bacău, rog aproba suplimentarea bugetului local după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de
5.000 de lei la capitolul 070-20-10-2, impozite și taxe clădiri de la persoane juridice. Cheltuieli. Se suplimentează o sumă de 5.000 de lei, capitolul 84.000 de lei, drumuri și poduri, cu 20 bunuri servicii, 202.400 lei, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne. Aici o să vă citesc și proiectul de hotărâre prin rectificarea bugetului local la partea de venituri și serviciu pentru anul 2016. Primarul Comunii Coțăvânești, județ Bac, văzând exprimarea de motive a domnului Olariu Viorel, primarul Comunii Coțăvânești, având în vedere raportul înregistrat în numărul 4.750-2016 al domnului Iacon Iulia, contabil șef al instituției, având în vedere prevederile legii bugetului de stat numărul 239/2016, legea finanțelor publice locale numărul 273/2006, cu modificări și completări ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 19 alineat 2 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și articolul 36 alineat 5 litera din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală cu completările și modificările ulterioare, propun spre hotărâre. Articolul 1. Se rectifică bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunii Coțăvânești pentru anul 2016, după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 5.000 de lei, încă 50 de milioane de bani vechi, la capitolul 070-20-10-2, ce reprezintă impozit și taxe plătite la persoane juridice. Adică suplimentăm de aici, dacă ați observat, că am casat mai multe persoane juridice decât am prevăzut. Dacă ați fost atenți la materialul prezentat anterior. Așa, și la cheltuieli suplimentează cu suma de 5.000 de lei, deci intră 5.000 de lei la partea de venituri și îi cheltuim în același timp. La capitolul 84, drumuri și poduri, titlul 20, bunuri, servicii, 202.400, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne. E vorba de împrumutul ăsta, că e legat, punctul ăsta e legat de celălalt. Prin grijă secretarului se va înainta către prefectură, către contabilii servicii de contabilitate, funcționarii comuni și celor interesați. Deci e vorba de banii ăștia la... Da, la partea de costuri aferite împrumuturilor interne. Deci, aici se cheltuie niște bani pentru împrumutul ăsta care îl facem pentru drumurile locale, pentru cei 4.700.000 de lei. Pe anumite proceduri de făcut. Să ne clarificăm problemele legătură cu proiectul cu tărâna. Curți comisia? Avisa și favorabil. Da. Tot de una comisia să spuneți și după aia să supuneți la voastră. Da. Comisia vizează favorabil. Nu, dar cu comisia a vizat favorabil și acum să punem la voastră. Aha. Așa. Da. Mulțumesc. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al comunei a unui teren extravilan, categoria arabil, în suprafață de 1446 metri pătrați. Domnul, da. Domnul primar, să... Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al comunei cu a unui teren arabil în suprafață de 1466 metri pătrați situat în satul Bâlc al Comunei Coțăvânești. Consiliul Local al Comunei Coțăvânești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară în data 10 octombrie 2016, expunerea motivului a domnului primar al Comunei Coțăvânești, județul Bacău, având în vedere referatul numărul 4720 din 5-a 10-a 2016, doamne Ulerul, responsabil de urbanism. În temeiul articolului 10 alineat 2 din legea numărul 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, vânzând raportul favorabil al Comisiei Specialitate al Comisiei Local, propun pe hotărâre la articolul 1. Se atestă în domeniul privat al Comunei Coțăvânești, județul Bacău, a suprafeței de 1466 metri pătrați, teren arabil, cu o posesie de peste 30 de ani, situată în satul Bâlca, Comuna Coțăvânești, de Subacău, cu următoarele vecinătăți. La nord, teren, număr cadastral 60.520. La sud, teren și casă proprietată Tânjara Nicolae. La est, drum Sătesc. La vest, teren proprietate comune. Se atașează schița cadastrală cu amplasamentul.
având articolul de prin grijă a secretarului Sima Cantitar. Noi o să vă explic despre ce este vorba. Asta vă citesc și referatul din care. Privind propunerea de trecere a unui imobil teren arabil extraordinar, respectiv suprafață de 1.446 m² dintre domeniul public al Comunului Cotocrești și domeniul privat al acestei. Imobilul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre este terenul arabil în suprafață de 1.446 m², identificat prin topul T88A 454/1, amplasat în Instagramul Comunului Cotocrești, s-a dublat de subacă. Având în vedere solicitarea făcută în vederea concesionării acestei suprafețe de teren, pentru întocmirea contractului de concesionare, Comuna Cotocrești, prin reprezentantul legal primarul Olar Jurel, va solicita aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Cotocrești în domeniul privat al acesteia, a suprafeței de 1.446 m² teren arabil extravilat. Reținând cele expuse mai sus și prevederile legii nr. 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, stipulate în articolul 10 al 2, înaintăm Consiliul Local cu Cotocrești analize și dezbatere acestui proiect de hotărâre. Aici, comisia cred că l-ați și văzut, da? Amplasamentul acestui imobil, cum se spune, acestui teren. Este vorba de terenul care este din partea stângă a școlii generale clasei 1-4 Buca. E terenul în care l-am propunut pentru concesionare. Noi n-am cerut pentru concesionare, nu cei care solicit concesionare, nu cer pe 1.446 m². Dar dacă tot îi facem intabularea și cadastru, facem pe toată suprafața, poate să mai dorească cineva ulterior. Și nu are rost să facem numai pe o bucățică. Să facem pe toată bucata. Și facem pe 1.446 m². Tot cum bine știți, acolo avem o solicitare pentru concesiune a unei suprafețe de 250-300 m², nu mai mult. Are o deschidere în vreo 12 metri, da, 12 metri, nu poți să concesionezi mai puțin de 12 metri, că în cazul în care faci construcție, nu-ți dă voie nimeni să construiești un imobil, o casă, o locuință, poți să ai o deschidere de 12 metri, pentru că contravei normelor și legilor în vigoare în ceea ce privește PSI-ul, situațiile de urgență și așa departe. Deci trebuie să ai acces de intrare, să poți face o casă, bine, că sunt cazuri, care au și 10 metri și 8 metri. Vorbesc cu normele care sunt în vigoare acum. Este să ai minim 12 metri, nu mai puțin de 12 metri. Deci noi, iar și dacă vrea să concesioneze, sau cine vrea să concesioneze, bineînțeles că se va concesiona, ținând cont de prevederile legale a legii achizițiilor publice, prin licitație, nu poate concesiona mai puțin de 12 metri deschidere. Și lungimea are cam 25 de metri din 300 de metri, de asta spun. Mai e un teren care ne-a folosit și păcat și așa, acolo mai avem probleme când ne aruncă gunoaie. Și cu ocazia asta închidem un loc în care lumea mai puțin educată nu mai fac probleme. Grădinița separat. Grădinița separat. Dar grădinița nu l-am băgat. Și ce deschidere are la drum? Acum? Da. Terenul acesta. A, păi ne uităm deschis. Păi da, asta încerc și eu să deslușesc. Uitați-vă unde. Cum se vezi? Dar tânjală unde este? No, aici eu... Cred că nu este corect schița asta. Nu. Aveți dreptate. La un punct cardinal e greșit. De acolo chiar spune teren Consiliul Local. Acolo e greșit. Puteți să vedem. Pentru că vine grădinița. Tânjală și nici nu-i tânjală acolo. E greșit. Acolo să construiască grădinița, nu? Nu. În primul rând, nu mai stă tânjală acolo. E clar. Acolo stă o altă persoană. Nu, a greșit, domnul. Stă Sascău. Bun. Dar nici, nu ne învecinăm nici cu tânjală, nici cu Sascău. Ne învecinăm cu materie. Terenul grădiniță. Cu viitoarea grădiniță. Da. Ei au făcut, dar numai ce au găsit. S-au uitat la viciunul următor, cum exista grădinița cu cioară. Dar nu, e greșită, într-adevăr. Acolo se va modifica. Da, și acolo la deschidere, uite că nu e schița definitivă. Uităm la... Păi da, dar megieșii nu sunt... Hai, nu, stați un pic. Speculați, cum trebuie. Stați un pic. Păi drum sătesc eu odată spre școală. E bine. Spre școală n-ai drum sătesc. Da, e drumul. Da? Corect. Da. Teren cadastral
7-6, și aici, aici l-au pus ei cadastru, l-au pus exact unii răgă lâniță, aici au greșit, teren și casă proprietar, tânjoară, aici, au... aici au greșit. Deci în stânga este drumul care duce în Dala. Uitați, nu, 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 stați un pic, stați un pic. Nu, eu pe tânjoară, nu știu, nu știu ce căută tânjoară aici. Dar în vest, teren, proprietatea comună este bine, drumul sătesc este bine, teren cadastral, 60.000 este bine, teren și casă proprietar tânjoară Nicolae, nu știu de ce l-a pus pe ăsta aici, o să cer câteva lămurile la domnul secretar. Dar aici, aici e greșeam, la partea stânga. În rest, nu, corespunde ce, nicio greșeală, nicio. Deschidere, vă spun eu când e deschidere. Păi în spate nu este rău gârla Bălcii? Păi da, până în gârla Bălcii mai avem proprietate, nu ducem până în gârla. Dar de primărie. Nu ne ducem până în gârla. Că e zona de protecție. Bine, am înțeles. Da. Și restul e proprietate primărie. Deci noi nu ne ducem pe tot terenul până în gârla. Trebuie invers. Deci numai cel care e folosit. Da. Deci trebuia tânjalul în partea asta... Da, domnule, greșit, tânjalul e greșit. La tătea, la tânjalul e greșit. Dar dincolo cine duce cu adâncime, cu adâncime din drum... Și bine, aici în locul lui tânjală cine este? Spuneți dumneavoastră, stai. O să fie grădinița. Nu, nu, nu. Nu, nu, dar ei au greșit, eu greșit. Terenul primărie. Dar spune, destule, vezi teren proprietatea comună. Vezi. Acum, secretarul a greșit. Așa a venit cu numărul de cadastru. Într-un loc e numărul de cadastru, acolo, acolo unii grădiniți ai cu numărul de cadastru. E greșit, a greșit secretarul. S-a grăbit, asta e. Nu, bine că a sesizat, eu am sesizat când am dar, secretarul, dar nu e întocmit de o, o firmă? E, bine, dar firma nu știa cum o cheamă acolo, dar cum jală, nu știu cum cheamă. Cum i-a transmis datele domnul secretar? Da, 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 da. Și până la urmă, deschiderea la stradă? Păi e asta, da. Din ce e măsurat personal de mine și are deschidere. Deci ce am măsurat eu atunci, e vorba de vreo 60 de metri. Dar nu știu de ce n-a pus schița, că lumea chiar nu pomenit. 60 de metri? Dacă nu chiar și mai bine. Până în drumul de la Dallas? Care duce în Dallas? Până în drum? Care va duce la Dallas. Dar nu, nu-i până acolo, nu, 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 nu. Păi n-are cum, eu cred că este tot, păi, cred că e dus până în Tânjoală și Matei. Cred că este inclus și drumul ăla aici, în suprafața asta de teren. N-are, domnule, că e mai mult de 1400 de metri, cum să iasă 1400 de metri? Păi spuneți că 60 de metri deschidere am spus drum. Și eu, da, mă luați. Dacă ar fi până în Tânjoală, ar fi distanță până mai mare. Până distanță distanță mare, cum să fie atâta? Până 100 și ceva de metri. Nu, sunt deși ceva, da. Mai mult de 100 și ceva. Din colțul gardului școlii până în Tânjoală? Nu, no, de la Tânjoală. Dumneavoastră n-ați înțeles. Până... Deci până în locuința lui feciorului lui Dan Matei. Da, da. Aici unii în colțul gardului, mai la deal păi, școală. Vis-a-vis de colțul gardului, da, vreau să spun. Nu, eu vorbeam mai de partea asta, unui parte de concesiune. Măsurat de mine, am măsurat 30 de metri, e vorba de 60 de metri și mai bine. Dar, oricum, schița nu este... Dar nu e asta, nu schița, asta nu rămâne definitivă. Asta e o schiță făcută ca într-un material de ședință. Pentru că, dar, oricum, spuneți că, în rest, este grădinița tot proprietatea comunii. Absolut, dar spune aici că într-un loc e proprietatea comunii. Dar nu cred că ai să ne cam punem. Noi credem că vom modifica ce este. Nu, dacă nu înțelegem ulterior atunci. O să nu, să nu devină mai târziu mai dar dificil. Dar n-are ce să devină, așa timp că nu, că nu încași nicio proprietate a fiu. Da, da, de ce să nu. Nu, mă refer când va fi dat spre concesionare. A, bine. Dar, domnule, că vină cu lucrarea, doar nu, să vină cardul funciar, un card, da, nu vin cu schimbare. Se scoate la licitație, nu? Nu, dar zice... Deci, că... practic, acum noi aprobăm ca acest teren să... E trecut în domeniul privat al comunei, al consiliului local. Privat. Pentru că în domeniul public nu poți concesiune, nici nu poți să zic. Despre asta este vorba. Da. Și ca să poate fi concesiunea obținat? Nu, în condițiile astea în care îl trece în domeniul privat, poți să-l și vinzi. Numai că nu prea se convine că e prețul cam mic. Apărând, el apare ca extravionat și apare teren arabil. Noi mergem pe planul urbanistic general, cel vechi. Până intră în vigoare, până la pământul ăsta. Încă mai avem de lucru, asta sperăm să-l terminăm. Și autorizațiile de construcție, că probabil sau lăsăm pentru diverse? Nu, nu. Dar că e punctual. Da, e pentru divers. Autorizațiile de construcție pentru persoane juridice în intravilan. Nu, tot noi. Actualmente se dau de aici, absolut, de absolut. De absolut. Absolut.
Da, doamna Uleru, sper să nu fie nicio modificare, dar știu că la juridică... Dar intra extravilanul... Nu, vorbim pe intravilan, deci pentru persoane juridice se dă pe doamna da, ca la autorizație. Da, da, da. Da. Deci atâta nu putem da, pe extravilan trebuie să dea... Trebuie o aprobare specială. Nu, autorizația se o dea. Apropo de... ca să încheiem cu acest teren, că tot va fi parcelat, consider că ar fi bine ca cei care vor depune cereri pentru concesionare a unor suprafețe de teren de aici, să depună la documentație și valoarea investiției pe care o vor face pe acele terenuri. Pentru că cred că este legat una de alta. Nu poți să dai o suprafață foarte sau supradimensionată pentru o investiție de o valoare mică. Zic eu. Apropo de 300 de metri pătrați. Pentru o suprafață de 300 de metri pătrați trebuie să faci o oarecare construcție. Pe care noi o vom impozita, nu? Când scoți un teren la concesionare, da. Nu trebuie să... eu nu pot să impun. Eu scot un locaj cu acel locaj este disponibil și îl scot la, cu hotărârea Consiliului Local, îl scot la concesionare. Este puțin că s-a specificat, nu poate... Omul poate să facă grădinăria. Păi, dar de ce să nu fac? Nu pot să-l condiționez pe el. Eu nu-l condiționez. Dar nu. El când va construi, va construi cu respectarea legislației în vigoare al construcțiilor, care este legea 15.1991, cu modificări și complicări ulterioare care au venit destul de la ele, și la acest scop. Iar el, valoarea investiției, o va declara în momentul când termină investiția. Odată are valoare de investiție proiectul în fază inițială. Iar când se termină, este o declarație de terminare care poate fi modificată acea valoare. Primar, eu vreau să spun că o suprafață de teren se concesionează și în funcție de suprafața și valoarea investiției. Nu? Dacă este... Eu știu un singur lucru. Eu vorbesc raportat la ONE. Eu știu un singur lucru și trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu pot să-i dau cu siguranță, eu trebuie să văd, să prevăd, să văd și în viitor. Noi fiu Nostradamus, dar trebuie să văd și în viitor. Adică nu pot să-i dau mai puțin de 12 metri deschidere. E clar. Dacă vreau 8 metri, nu-i dau 8 metri. Pentru că trebuie să prevăd dacă va construi acolo. Și trebuie neapărat să aibă 12 metri conform normelor și legislației în vigoare. Asta e toată treaba noastră. Rest nu e altă. Deci ce va fi și cum va fi, vom vedea. Acum, nu știu, aveți o neclaritate și eu... Doamne, da, vreau să clar toți ceilalți? Mai puțin eu, da. Păi tocmai de asta. Haideți să discutăm împreună. Haideți. Unde e neclaritatea? Păi tot am înțeles. Da, s-a făcut o cerere. O să discutăm când o să ajungem atunci, poftim. Când, atunci, mai, când o să ajungem la faza de concesionare a terenului. Da, corect. Da. Mai studiem, mai vedem cum se decurg lucrurile, da. Că s-a cerut 100 de metri, după aceea 300 și acum... Nu 100, stai. S-a cerut 100 de metri. N-a știut, fata n-a știut. Să vedem dacă ar fi mai bine. Fata a cerut, dar nici nu știu dacă va câștiga licitația, dacă dintre ele. Și dacă mai depunea. Da, nu, păi, dar am spus că oricum o parcelăm, nu? Se poate parcela. Se poate parcela corect, în condițiile în care ai mai multe solicitări. Dar dacă mai vine unul și solicită toată ulterior. Ulterior toată suprafața celorlalte, eu dau pe toată celorlalte. Și nu poți să-l condiționezi. Și dacă unul dacă să cere măsline acolo, pune măsline. Dacă Consiliul Local consideră că îi aduce venit concesionarea, el își pune măsline. Nu o să-l lasă acolo să facă, de exemplu, WC-uri publice. Eu zic WC-uri publice. Păi da, dacă vine unul și cere să concesioneze tot terenul. Când? În momentul când i-ai făcut toate documentațiile. Tot cadastru. Dar poate să concesioneze. Să fie în atunci. Și da, am dat un exemplu. Dacă tot, important să nu ia mai puțin 12 metri. Ca de ține vorbesc. Poate să concesioneze dacă el e... Nu. Dar nu că nu-i parcela. Nu-i parcela. Nu, este un teren așa, ulterior ce va parcela. Ulterior facem un cadastru pe porțiunea aia de 12 metri pe 25. Da, ce e mai? Cine dă mai mult a lui ea? Durecii necelicitații. We'll be right back.